Hei, hei, hei. Din seria ce se află într-un anumit produs, gen cum fac testele la petarde, verificăm ce este în interiorul petardelor, acum o să verific ce avem în single shot-urile astea, da? Tunuri cu un singur foc. Avem trei tunuri de la firma privată Expiro din Slovacia. Asta s-a deteriorat puțin la transport. Titan. Unele modele de acest gen, da, deci tunurile astea cu un singur foc, au proiectile. Cam așa se vede înăuntru, are un capac de carton. Unele au proiectile, un fel de proiectil, altele au shell-uri, bombițe. Atât avem nevoie. O șurubelniță ca să putem să scoatem acel carton. Capacul. Nu știu cât de ok se vede, dar acolo se vede deja shell-ul, bombița. Da, deci este un capac de carton. Mă scuzați, ca să nu iasă. Și asta e tot. Acolo avem jos fitilul care se aprinde de aici, este sigilat momentan, dar în interior intră acel fitil verde și are niște fitil din ăla rapid care aprinde baza acesta. Da, deci în interiorul acestui tun am o bombiță de fapt triplă, da? O bombiță triplă. Una, două, trei. Da, deci trei efecte. Diametru undeva la 35-40 de milimetri. Aici la bază se află, da? Deci de la fitil se aprinde baza unde sunt aceste granule. Nu știu dacă se vede ok. Sunt niște granule de praf negru. Se aprinde baza, da? Deci bubuie de fapt baza și aruncă proiectilele afară. Proiectilul are un fitil interior care aprinde iarăși chestiile care le are în bombiță. Merge mai departe, focul are în continuare fitil și le aprinde pe toate. Și cam asta este într-un tun din ăsta de un singur foc. Îi punem la loc capacul ca să nu cadă afară chestia aia. Și asta e tot. Hai să vedem și la celelalte. Aceeași chestie. Trebuia să aduc eu o șurubelniță mai lungă. Se pare că asta e cu bombiță mai simplă sau dublă, pentru că nu mi-ajunge șurubelnița. Am reușit puțin acolo. Nu reușesc să scot capacul pentru că e șurubelnița destul de scurtă. Și nu am gândit eu că o să-mi trebuiască mai lung, dar avem fitilul care e jos la bază, care aprinde baza bombiței, încă un fitil și bun, am reușit să scoatem capacul.
Da, asta n-am reușit eu să ajung la capac, pentru că aici avem decât o bombiță dublă. Aceeași chestie. Și este e un fitil, un fel de fitil rapid care se aprinde acolo și face o flamă ca să-i aprindă baza la chestia asta. Nu are nimic, o băgăm la loc. Bombiță la loc. Îi punem capacul. Nu o să mă chinui acum. Pare a fi și asta cu... E mai grea. Hai să vedem asta câte are. Se pare că și asta are tot 3, pentru că capacul este mult mai în afară. Da, s-a dus capacul. Da. La fel, aceeași chestie, fitil acolo. Bombiță triplă. Nimic interesant. Bombițele astea le poți testa, există tunurile alea cu 12 bile. Intră frumos și în alea și se pot lansa și din alea. Sau să le lansați pe rând. Din chestia asta. Îi bagi un fitil, da, lași fitilul, s-au scos din astea alte două care mai sunt și bagi pe rând chestiile astea și te folosești doar de un singur tun de genul. Bun. Și cum am zis, eu am pregătit în caz că nu am în asta. Nu am proiectil, ci shell-uri, pentru că unele sunt cu proiectil, altele cu shell-uri. Am aici un tun, de fapt un tun este desfăcut, am desfăcut o baterie pe bucăți și asta este de acolo. Și ca să vă arăt, și o, bine, tot așa, capac. Și, da, asta este proiectilul. Asta se află în aceste tunuri. Asta are la bază acolo, dacă se vede, tot așa un carton, doar că este găurit și dedesubt are acea granulă care se vede aici, de aici ai pui fitilul, era legat în serie, bineînțeles, de aia are două găuri, pentru că era baterie și aici se și vede, a ieșit puțin din granule. Da, e am pus cea bandă, da, deci sub acel carton se află granulele care declanșează acest proiectil. Și practic acest proiectil produce efectul. 20 de milimetri, la fel și aici are granule care se aprind, bineînțeles după ce este aruncat afară, are și un fitil, se aprinde asta și în aer bubuie și face efectul care puteți vedea și voi la baterie. Deci, în general, asta la baterie așa arată, are un proiectil. La fel și la tuburile astea, unele sunt cu proiectil, astea sunt de 50 mm tuburile, însă proiectilele nu au 50 mm, da? Dar unele tuburi de genuri, da, deci la noi în România se zice banane, care se află tot așa, există chestii care au acest proiectil, bineînțeles mai mari, mai groase, da? În loc de acele bombiță există acest proiectil. Asta o băgăm la loc, pentru că o să o folosesc. Îi punem frumos capacul. Foarte ok, așa. Și aia e. Îi punem un fitil și îi dăm foc. Cam asta a fost. Am vrut să vă arăt și eu, să vedeți și eu ce se află într-un tun de baterie. Da? Deci
Asta e o bucată dintr-o baterie, la fel și tunurile astea simple, unele sunt cu proiectile, cum am zis, unele cu bombițe. Nu am prea mult timp ca să postez, nu am prea mult timp să fac teste, dar o să încerc în perioada următoare să postez mai mult, să filmez mai mult. Pe Facebook mă găsiți, aveți în descriere adresa de Facebook, dar mă repet, cel puțin cei care v-ați uitat până la capăt, până la sfârșit, dacă sunteți minori, vă rog să nu mă deranjați pe Facebook, pentru că nu vă răspund nici la mesaj, nici la cererea de prietenie. La fel, dacă mă scrieți de pe un cont făcut la vrăjeală, un cont de Facebook fals, nu cel personal, la fel, nu o să vă răspund, nu accept cererea de prietenie. Și bineînțeles, chiar și dacă ești major, dacă nu ți-am acceptat cererea, deja mai insisti, nu o să ți-l accept, pentru că nu doresc să vorbesc cu toată lumea și am motivele mele. Unii nici măcar nu știți să salutați, să ziceți bună ziua sau salut. În fine, ține de bun simț și de respect toată treaba asta. Până una alta, eu vă salut. Să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine. Toate cele bune. Pa, pa!